un nume cunoscut în Mehedinți, în Vâlcea, în țară până la urmă. O doamnă care nu mai are nevoie de prezentarea cuiva, pentru că este un artist consacrat, un artist care face foarte, foarte multe lucruri pentru Mehedinți și poate că ar fi cazul să mai facă și Mehedințul câte ceva pentru dumneavoastră și iată că se întâmplă să și facă. Doamna Nina Predescu, vă mulțumesc că sunteți cu noi duminică la Tele 2 și tocmai spuneam că și Mehedințul trebuie să mai facă câte ceva pentru dumneavoastră. Chiar mi-aduc aminte de muzeul dumneavoastră frumos și de atâtea lucruri și iată că s-a împlinit, ați primit un premiu, despre acesta aș vrea un pic să mă... Bună ziua, eu totuși aș vrea să mă leg de primele cuvinte ale dumneavoastră. Mehedințul a făcut foarte mult pentru mine și cum spuneam eu într-un cântec, de prin lume m-ai întors, Mehedinți pământ frumos, în satul meu să trăiesc, aici să mă hodinesc. Am primit acest premiu cu atât de mare drag, fiind primit aici acasă, la Drobeta Tânu Severin. Le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat. Sunt foarte mulți, dar mă opresc doar la câțiva dintre dânsii, începând cu colegul meu Ionuț Iovanel, domnul Mihai Munteanu, domnului director Sorin Vidan, domnului primar care ne-a fost întotdeauna alături și ne-a sprijinit și tuturor celor care au făcut această minunată muncă de echipă, le mulțumesc și am să păstrez cu mare cinste acest premiu într-un loc special la Casa Amintirilor la Negoiești. Doamna Nina Predescu, vorbind despre Casa Amintirilor, mi-ați povestit, ați fost emoționată că ați primit acest premiu la dumneavoastră acasă. Noastră sunteți obișnuită așa cu premiile. Câștigați. Poate vă surprinde, dar să știți că de-a lungul carierei artistice, dar și a vieții mele, n-am primit foarte multe premii, dar cele pe care le-am primit, fiecare în parte au însemnat pentru mine foarte mult. Îmi creează această stare de liniște, de confort și de siguranță că ceea ce am făcut, pentru că într-adevăr mă refer acum la ce am făcut până acum, și am fost întotdeauna omul faptelor, îmi demonstrează că am făcut lucruri care au atras atenția celor care trebuiau să le vadă. Cred că lucrurile pe care le faceți dumneavoastră și graiul dumneavoastră atât de dulce chiar atrag atenția și lumea vă iubește pentru ceea ce faceți. Și pentru că vorbeam de ceea ce faceți și vreau să vă felicit pentru acest premiu pe care îl meritați cu prisosință, aș vrea să-mi spuneți, în viitor, în viitorul în care nu va mai fi, să zicem, pandemia asta, când vom putea să ne vedem liber așa, fără măști și să putem să ne ascultăm și să vă ascultăm pe dumneavoastră, să venim la concertele dumneavoastră, ce planuri v-ați făcut? Sunt genul de persoană care are planuri pentru încă o viață. În primul și în primul rând, m-am gândit acum, în aceste momente, fiind prezent aici, să încep un proiect, pentru că am strâns foarte, foarte, foarte multe lucruri și cu siguranță vreau să donez aici, la Drobeta Tornul Severin, o să mă gândesc să vorbesc cu colegii de aici, de la Palat, să găsim o modalitate de a aduce aceste lucruri, să rămână permanent aici. Asta este proiectul cel mai indiferent dacă va mai fi perioada aceasta și cu siguranță sigur va mai fi, dar vom rezista după cum am promis și domnului director. Sunt multe proiecte legate de partea carierei mele profesionale, pentru că avem această posibilitate de a ne face auziți celor care iubesc cântecul popular prin mediul online. Bineînțeles că nu voi face singură, pentru că nu sunt foarte, foarte familiarizată cu acest mediu și totodată am primit sprijinul celor din zona de nord a Mehedințului de a face mai mult cunoscut acest așezământ pe care eu îl tot împrospătez în fiecare
perioadă cu lucruri pe care le primesc, pe care mi le donează cei care știu despre această Casă a Amintirilor de la Negoiești. Doamna Nina Predescu, ne dați așa niște vești minunate, pentru că nu în fiecare zi o instituție aude că va primi lucruri frumoase și de valoare de la public. Și de valoare de la un interpret consacrat așa cum sunteți dumneavoastră. Eu vă mulțumesc din suflet din partea comunității, pentru că până să fiu cineva de undeva, eu sunt un severinan, un mehedințean și vă mulțumesc din suflet. Dacă tot v-am prins, pentru că este momentul... E momentul de stăpânire. Da. Și nu numai. Pe această cale, tot acum mi-a venit o idee, eu de ani de zile mă chinui să aduc în atenția tinerilor interpreți de muzică populară o carte de versuri populare. Poate cineva se va sesiza și mă va sprijini să editez această carte, pentru că sunt costuri și o să vedem. Eu vă urez succes și cu siguranță veți găsi pe cineva să vă sprijine în privința editării. Știu eu o instituție care se ocupă, nu aceasta de aici, care se ocupă cu așa ceva, dar vom vorbi la momentul potrivit. Eu vreau să vă felicit și vreau să le spun telespectatorilor că totuși Nina Predescu este și profesor de canto de anul acesta. Este mult spus, sunt profesor, sunt un drumător. Da, am o colaborare la, în județul Gorj, la Târgu Jiu, cu o bună prietenă, doamna Aura Stoienescu. Că la unde-i mama cântecului popular și a școlii de folclor. Eu pe jumătate sunt gorjeancă. Și satul meu, Negoiești, are hotarul, cum spunem noi, jumătate în Gorj. Mama mea are pământ jumătate în Gorj, jumătate în Mehedinți. Așa că Gorjul și-a pus amprenta asupra carierei mele artistice și în repertoriul meu am imprimat și cântece din Gorj. Doamna Nina Predescu, vă felicit încă o dată pentru premiul pe care, așa cum am spus, îl meritați cu prisosință. Vă mulțumesc pentru că aveți așa niște proiecte minunate care, iată, ne implică până la urmă pe noi toți și este un cadou al dumneavoastră pentru întreaga comunitate. Și vă mulțumesc și pentru că sunteți duminica cu noi la Tele2. Și eu mulțumesc. Aceste proiecte nu ar fi realizabile dacă nu aș simți și din partea dumneavoastră, a celor ai mei de aici de acasă, că există loc de a colabora în continuare și tuturor telespectatorilor Tele2 cu care eu am avut de-a lungul timpului o colaborare tare frumoasă, le doresc, pentru că se apropie cea mai frumoasă perioadă a anului, sărbătorile de iarnă, dacă nu ne mai întâlnim până atunci, să le petreacă cu bine și liniște lângă cei dragi. Vă mulțumim!